Când eu eram alungat în exil, iar Vasile Paraschiv ținea Morțiș să se întoarcă în România. Într-o cafenea modestă în Paris. M-am uimit. Zic, bine, dar te vor strivi. Și dacă mă strivesc, tot va mai rămâne o picătură, domnule Brahe. M-au luit. Aveam în față un om cu îndemnări de sfânt. Faptele Domniei sale sunt istorice. Vasile Paraschiv este istoric. Eu nu vreau azi decât să-mi cer iertare și să-l rog, de Vasile, iartă-mă dacă nu totdeauna am putut. Sau n-am fost suficienți de curajoși să-ți urmăm drumul. Vreau să-l rog pe bunul Dumnezeu să-l gândească, să-i dea locul care îl merită, pentru că a luptat destul ca să merite acest loc aici pe pământ și să-l merite acolo în cer. Poate Dumnezeu îl va așeza, pentru că noi n-am fost capabili să-i respectăm și să respectăm fapta așa cum Domnia sa și-a dorit-o.